În orășelul Jdear, la poalele muntelui Iacova, nu departe de izvoarele râului Sazava, s-a născut Leopold Kohak. Aici a făcut școala primară, aici liceul și după ce a absolvit un curs special de introducere în tainele comerțului, a obținut un post de funcționar la fabrica de amidon din localitate. La început, cu 300 de coroane. Frumoasă e viața. Kohak trece cu grijă sumele în registru, dar uneori mai trebuie să rânduiască și lăzile în magazie. Orice muncă îi se pare frumoasă. Toată lumea e a lui, toată lumea îi surâde. Îi surâde și Emma, o fată încântătoare care lucrează la același birou cu un salariu de 400 de coroane. Se plimbau împreună pe promenadă și, pe măsură ce dragostea lor creștea, creșteau și planurile lor de viitor. Dar viața a vrut altfel. Tatăl lui Leopold a murit și mama i-a găsit fiului un post mai bun la Pribislav. Încet, încet, Leopold Kohak înaintează din oraș în oraș de-a lungul Sazavei, își îmbunătățește mereu situația și în același timp îmbătrânește. La Rataițe, în timpul concediului, singuraticul Kohak o cunoaște pe domnișoara Aniuta, se căsătorește cu ea și obține ca dotă două blocuri de locuință la Praga, unde, cu sprijinul socrului, dobândește un post de contabil la o societate de asigurări. Domnul Kohak a părăsit așadar țărmurile râului natal, face carieră, se îmbogățește mereu și îmbătrânește. Acum are 62 de ani. Nu de mult, Leopold Kohak, directorul general al societății de asigurări, a ieșit la pensie. Fiica lui, Helenka, urmează să se căsătorească foarte curând. Dar trebuie să vă spun că Leopold Kohak nu își încheie cariera într-un fotoliu de catifea alături de eleganta, prețioasa și trufașa soție. Aici abia începe adevărata sa poveste. Aniuta? Da? Iar o să avem și azi musafiri. Cum adică? Ce vorbe asta iar? Se înțelege de la sine că vom avea musafiri. Și cine vine, Aniuta, dragă? Viitorul tău, ginere. Da? Da, profesorul Coreinil și alți câțiva prieteni de-ai mei. Festinul de logon al fiicei noastre. Așa, 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 că am uitat. Da, uitat. E timpul să te duci să te îmbraci, dragă. Da. Îți pui smoking-ul. Aniuta, dragă. Da, niciun dar, da. Leopold? Bine, să-mi pun smoking-ul. Și vezi, ai grijă să te porți de seară cum il faut. Da. Nu de altă, dar uneori vorbești și te comporți ca tinichigiul, da, de la substor. Știu, ce să fac? Eu n-am nicio vină. Tu ai fost educată altfel decât mine. Asta nu se poate tăgădui. Dar aș avea o propunere. Ce zice dacă în seara asta aș ieși să mă plimb o oră? O oră, ca să nu vă stingerez cu prezența mea. Uite, pe urmă... Nu pleci nicăieri. Nu pleci nicăieri. Dacă nu mă înșel, vinerea trecută te-am lăsat să ieși, tot așa, pentru o oră, nu? Da. Câți bani ți-am dat? Bani? Nu mai știu. Ai avut în portmoneu 50 de coroane. 50? Și cu cât ai venit înapoi? 50? Nu știu, Aniuta. În schimb știu eu, cu 5 coroane. Împarți banii vagabonzilor din parc și puțin îți pasă că în felul acesta îți sărăcești propria fată, care peste puțin timp urmează să se mărite. Asta e, Aniuta, Helenca o să aibă destul. Taci! Banii nu sunt niciodată destui. Începând de azi, nu mai ieși din casă fără mine. Gata, ai înțeles? Unde s-a mai pomenit una ca asta să arunci prin parcuri o avere agonisită din greu și să stai la taifaț cu oricine? Ne mai facem și de râsul lumii. Hai, gata. Du-te și te îmbracă. Du-te. La momentul potrivit îl trimit pe François să te cheme. Adieu. Adieu. Veți ghicire sigur, dragi prieteni, că ne aflăm în sufrageria lui Leopold. Răsună pahare, răsună râsul cristalin al domnișoarei Helenka. Vocea doamnei Aniuta domină întreaga societate, iar dispoziția meșterilor este excelentă. Marele toastă în cinstea logodnicilor s-a încheiat cu plastronul stropit al neîndemânaticului domn Kohak. Acesta se scuză, se ridică și se retrage sfios. Se oprește în anticameră, unde stă în poziție de drept un valet în livrea.
Spune-mi, te rog, František. Pardon. Domnul director general uită mereu că distinsa coniță a poruncit ca aici să mi se spună François. Ah, da, 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 da. Bine, bine, François, am înțeles. De-aia spune, dumneata, de unde ești? Din ce Comorașca Visocina, domnului director general? Iată, uite, concetățean? Nu cumva din Nemețchi Brod? Nu, de la Indricov Hradeț, domnule director general. Păi, asta e tot Visocina noastră. Eu sunt din Jdiar. Dumneata cunoște orășelul Jdiar de pe Sazava, domnule František. Pardon, stăpânul a vrut să spună desigur François. Ah, da, desigur, am uitat, na. E o regiune minunată, nu-i așa, prietene? Muntoasă, săracă, dar frumoasă. Cunoști poate și Nove Mesto? Nove Mesto? Da, da, Nove Mesto din Moravia. Dar ce cu dumneata de-a rămas deodată așa de înmărmurit, prietene? O amintire... O amintire urâtă. Dar nu, de fapt, dacă stau și mă gândesc, e o amintire foarte frumoasă. Da? Ce ți s-a întâmplat? Povestește-mi. Uneori e bine să-ți ușurezi sufletul. Domnul director general e atât de bun cu mine încât o să-i spun totul. Hai, lasă, lasă. Dar vă rog frumos, asta rămâne o taina noastră. Fii pe pace, băiete. Să înțelege de la sine că asta rămâne între noi. Spune ea. Atunci și, să și, vă și... spun. Odată la un bâlci a dispărut acolo unei doamne portmoneul. E, ia te uite. Și dracu știe cum? Portmoneul acela a fost găsit în buzunarul meu. Nu se poate, e de necrezut. Dar cum a ajuns tot mai în buzunarul dumitale? De unde să știu eu, domnule director general? L-a luat cu siguranță vreun derbedeu și ca să scape l-a strecurat în buzunarul dumitale, nu-i așa? Parcă ați vorbit cu vorbele mele, stăpâne. Vezi? Dar credeți că jandarmul mi-a dat crezare? Nu, sigur. Minți! Tu l-ai furat! Ei, știu eu. Așa mi-a spus. Așa spune. Dar vă jur... Nu, te rog, nu-i nevoie să jur, prietene. Chipul dumitale Blajin, de om de la munte, îmi spune tot. Dumneata, ești un om cinstit. Vă mulțumesc din inimă, domnule director general. Și totuși m-au arestat. Te-au arestat? Da. Și cât ai stat închis? Mi-au dat 6 săptămâni. Și asta numești, dumneata, amintire foarte frumoasă. Păi, să vă spun, dacă aș fi stat 6 săptămâni, n-ar fi fost atât de frumoasă. Era vară. Pe la cositul fânului, zilele frumoase, da, da. Pline de miresme îmbietoare. Mi-aduc aminte. Să stai închis și păzit cu strășnicie pe o asemenea vreme. No. Dumneavoastră, distinse stăpâne, puteți înțelege o asemenea situație. Da, pot. Iar eu am stat închis numai 3 zile. Iar a 4-a zi, am fugit. Numai 3 zile și ai fugit, da? Da. Bravo, František. Bine ai făcut. Un singur lucru e de preț pe lumea asta. Libertatea. Da, Leopold. Libertatea. Ce-i cu tine? Mon Dieu, ce faci aici? Poftim, dumnealui stă cu cravata în mână în pragul ușii, pe unde poate să iasă vreun oaspete și să-l vadă la taifas cu baletul. Scuzați, distinsă stăpână. Niciun scuzați. Iar tu, Leopold, fă bine și du-te de-ți schimbă cămașa și întoarce-te imediat la masă. Hai! Repede! Zile fierbinți și înăbușitoare au fost acele zile de iulie. Domnul Kohak nu mai conținea să-și urzească visul de libertate. Într-o noapte i-a venit o idee. O idee năstrușnică. Ce s-a mai bucurat gândindu-se la păcăleala pe care o va trage soție sale, Aniuta. A ieșit apoi pe balcon. Zgomotul a trezit-o din somn pe doamna Aniuta și în aceeași clipă s-a auzit strigătul ei disperat. Leopold! Ce faci? Lunatic! Leopold! Leopold, vino-ți în fire! Trezește-te, Leopold! Ce e? Ce se întâmplă? Unde mă aflu? Vai, soțul meu lunatic, vai! Ce o să-l spune lumea când mă să afle? Vai! Da, e cumplit. Ce ne facem? Trebuie să mergi neapărat la un medic. Da, somnambulismul e o boală de care te poți vindeca. Da? Mâine te duci la doctor. Da. Neîntârziat. Da.
Vorbește, Leopold. E vorba de un lucru grav. Ce ți-a spus doctorul? Mi-a spus... Ei, spune... Că singurul lucru care mă poate vindeca de somnambulism... Da? E liniștea. Liniștea. Să plec din oraș... Pentru 2-3 luni. Da, cel mai bine ar fi să pleci undeva departe. Da, Niuta, o să plec la mare. Da, 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 la mare. La mare. Nu știu ce să-ți mai spun, Herpeziola. Vezi, ai grijă de costumul alb. Da, da, da. Și vine că-ți tremură mâinile. Îmi tremură ce dracu să fac. La soare, ochelarii negri. Da, da. Iar pentru cap să-ți cumperi o pălărie de Panama. De Panama? Da, da, Iuda, da. Da, 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 da. Repede, papa, urcă repede. Urcă-te, la fereastră. Rămâneți cu bine. Să ne revedem sănătoși. Scrie cât mai des. Scrie, scrie. Și rac decorat și o plățare de argint de Panama. Da, am să-ți aduc. Trenul a trecut în goană podul peste Vltava și s-a oprit în gara Smihov. Domnul Kohak coboară în mare grabă, trage iute valizele din tren și cheamă un hamal. Un taxi! Valizele sunt încărcate în mașină, domnul Kohak își împinge pălăria pe ceafă și se sfătuiește un timp cu șoferul. Mașina străbate străzile Smihovului și se oprește în fața unei prăvălii cu haine vechi. Cu negustorul s-a înțeles la iuțeală. I-a dat cele trei valize în care se aflau și smoking-ul și lenjeria fină de mătase și costumul alb în schimbul unui baston solid și al unei ranițe de toată frumusețea. Iar acum, domnul Kohak coboară cu mare băgare în seamă străzile abrupte, îndreptându-se spre râu. Îndrăgita apă cântă în surdină, un norișor alb ca puful în ea se scaldă, zâmbind cu ochii întredeschiși. Cât e de simplu să iubești. Apa e iubita cea mai bună. Brațele ei sunt cele mai catifelate. Și la întrebare îți răspunde duioasă: iubește și nu te gândi la dragoste. Sazava, râu meu drăgin, frumoasă e revederea noastră, nu-i așa? Cum? Nu mă mai știi? Nu mă mai recunosc? Fugi de aici că nu se poate. Eu sunt Kohak, Leopold Kohak. Știu eu, te uiți la mine că am îmbătrânit și am încărunțit în ani de când nu ne-am văzut, nu-i așa? În schimb, tu ești mereu aceeași. La fel de frumoasă. Dar mai cu seamă, ai întinerit. Și pentru asta te invidiez cel mai mult. Cu cine se distrează boierul? Ha? Ha? Iată, uite, era cineva lângă mine și eu nici nu l-am văzut. Stăteam și eu așa de vorbă cu apa râului. A, foarte bine, foarte bine. Cum văd dumneata ești cansărit, foarte bine. Dar și destul de bătrân ca să-ți dai seama că vorbești în vânt, nu crezi? Ce, ce te miri așa, dumneata, ce te miri? Noi doi, râul Sazava și cu mine, suntem cunoștințe vechi, pricepi? Și a trecut multă vreme de când ne-am văzut. Da, boșorogul ăsta a dat în mintea copiilor. Și vii de departe, nu-i așa? Și țintești departe, de da? La Praga vin. Oh. Încotro, habar n-am. Frumușel așa, înainte, în susul apei. Unde o să ajung, nu știu. Asta o să vedem. Bravo, bravo, știi că îmi place, bătrâne, bravo. I-auzi dumneata și că să vedem. Păi să spun eu, o să ajungi la Cranițe și de acolo la Bețerad. Nu-i niciun secret, drumul ăsta nu duce în altă parte. Știi? Cranițe, da, foarte bine, Cranițe. Ia spune, boierule, ceva de potolit foamea n-ai avea pentru un om amărât așa, a? Știi, boierule,
Boierule, eu umblu din sat în sat în căutare de lucru și nicăieri nimic, nimic decât sudelm și ghionț în spate și de două zile n-am mai pus nimic în gură, nimic. Da bine, omule, de ce n-ai spus asta de la început? Poftim de vrei, uite, salam. Cârnat. Brânză, uite și pâine și chifle, și șliboviță. Șliboviță? Ia și mănâncă și bea după pofta inimii. Păi să știi că iau. Ai. Bun? Bun, strașnică băutură. Eu că-ți place. Poți să mai iau. Ia, cât vrei. Mulțumesc frumos. Ei, cum văd, bătrân, ești un om bun și cum se cade și pe chestia asta... Eu o să-ți arăt ceva. Cum termin de mâncat, o pornim împreună pe poteca de acolo. Uite, da, și? Acute acolo. În 10 minute ajungem la un cot unde apa e mai puțin adâncă. În schimb, e miraculoasă. Miraculoasă? Da. Cum adică? Cum adică se spune că dacă te scalzi în ea, te lecuiești de toate bolile, începând cu durerea de cap și sfârșim cu slăbiciunea de minte. Da. Și se mai spune că după ce ieși din ea, te simți și mai puternic și mai tânăr. Așa. Ba uneori, ca un nou născut. Excelent! O baie în Sazava? De ce nu? De cum eu ce spun? Ca să vezi că mie nici nu mi-a dat priminte. Mare noroc că am avut că te-am întâlnit, domnule. Filip Osmerca. Într-adevăr, să-l întâlnești pe Filip Osmerca e întotdeauna un mare noroc. Ia vină pe aici, băiule, uite. Așa, ce-i? Ia uite aici, aici e un loc bun să intrați în apă. Eu mă și dezbrac. Da, eu nu mă scaldați. Așa. Pentru că eu mai bine stau pe mal să păzesc lucrurile, da? Da. Așa. Yeah. Cum e? Ce lice e! Ce bine a fost! Baica asta te face să te simți ca un nou născut. Îți mulțumesc pentru sfat, domnule Osmerca. Unde ești, domnule Osmerca? Iată, uite că mi-a dispărut și ranița. A dispărut și haina cu bani, cu tot și vesta. Ce înseamnă asta? Domnule Osmerca? Domnule Osmerca? Unde-s hainele mele? Vezi că ranele astea nu ajută la nimic, domnule director general, decât cel mult să speriați rațele sălbatice, încetați-o de adăpără de ranele. Dar acum ce să fac? Mai și fui de tot ce am avut, unde fugi? Dă măcar hainele înapoi! Așa se întâmplă când omul e încrezător ca un copil. Și acum ce să fac? Sunt pierdut! Sunt distrus! Ești liber! Cum ai spus? Ești liber! Asta am spus! Ești liber! Sunt liber! Liber! Păstrează totul, domnule Osmerca! S-o duci și tu odată bine! Ești o comoară! Ai un suflet de aur! Eu mi-ai lăsat măcar pantalonii, pantofii și cămașa. Aniuta, întotdeauna m-ai ocărât că port bani în buzunarul de la pantalon. Vezi că acum mi-a prins bine? Cel puțin mi-a rămas și mie ceva. 300 de 350 de coroane și ceva mărunțiși. Ura! Drum bun, Osmerca! Domnule director! Am luat și ranița! Drace, așa e că mi-ai luat și ranița. Merindele și șlibovița s-au dus pe apa sâmbetei. Dar nu-i nimic. Bea! Bea, Osmerca! Bea în sănătatea mea și a ta! Și acum înainte, Leopold. Ia-o frumușel în susul apei și ia-o să te ajute într-un fel. Oh,
Ați pornit-o cam vesel la drum, domnule director general. Distinsa coniță nici nu va recunoaște. Oare ce-o fi făcând Aniuta? Și-ar mai turna și-ar mai fulgera să mă vad așa fără vestă și fără haină. Pe cât se pare, baia asta a făcut minuni, domnule director general. Mă simt ușor ca un fulg. Nici nu-mi vine a crede că pot păși atât de zglobiu cu cei 60 de ani pe care duc în spinare. La 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 la. Grozav. Până și bastonul mă stânjenește. Ia să-l azvârlim în râu. Hop! E du-te cu bine, bastonaș de bambus. Așa mă simt mai degajat. Și pălăria e de prisos de vreme ce puteți merge atât de frumos. Da, 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 așa e. Ia să se ducă și ea după baston. Adie, pălărioara mea. Cum ar spune Aniuta? Pe cinstea mea, Aniuta, acum nu mi-ar mai face față. Atenție, domnule director general, un șanț. Dar ce e pentru mine un șanț? O nimica toată. Ia și hop! Oh, vă admir, domnule director general. Un asemenea șans de 1,5 meters lățime și dumneavoastră răsăriți ca și când n-ar fi nimic. Cât de departe e Praga. Cât de departe e Aniuta. Văd totul ca printr-o ceață. De parcă nici n-ar fi adevărat. Adevărul e că mergeți de parcă vi s-ar fi luat de pe spinare o povară de cel puțin 15 ani. Să fie oare ăsta meritul apei din cotul râului? Vedeți băltoaca de acolo rămasă de pe urma ploii? Folosiți-o drept oglindă, stimate domn. Într-adevăr, o băltoacă. Piaptă-ne, Leopold. Cine-mi poruncea așa? Pe cinstea mea, dacă îmi mai amintesc. Asta s-a întâmplat nu de mult, dar nu nimic. Nu strică să uităm câte un lucru care nu ne-a făcut prea mare bucurie. Ah, dar pieptenul a rămas în vestă. Ce să-i faci, ce mai întâmplă? Mă ajut cu degetele și gata. Ia să... Dar ce mai e și asta? Ce văd sub ochii mei? Echipul dumneavoastră, domnule Kovac, ce părere aveți? Ăsta să fiu eu? Nu se poate. E o prostie. Așa arătam acum 15 ani. Nu se poate. Nu, nu. Ochiul ăsta de apă e o oglindă falsă. Peste câteva zile vom avea solstițiul de vară. Fenomenul acesta se produce de mii și mii de ani, pentru că timpul se duce, se scurge, gonește și zboară, iar viața nu stă pe loc. De mii de ani se învârtește roata lumii și nu văd de ce tocmai omul și numai omul ar trebui să fie acela care să tulbure și să încalce ordinea și disciplina. E drept, oamenii nu sunt decât un fir de nisip în ochii veșniciei. Încercați însă să strecurați un firicel de nisip într-o mașină fină. Se defectează. Firicelul de nisip pe nume Leopold Kohak a căzut în mașina timpului. Mașina a scrâșnit, apa râului a emanat puterea ei și timpul merge înapoi. Ce zici? Ce piciorușe! Irinuca noastră pe zi ce trece mai frumoasă și mai ispititoare. Așa e, seducătoare. Tinerețea asta s-a dus pentru noi. De mult, domnule farmacist. Tempii pasati. Da, 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 da. Da, da, din păcate. Da, dar cine... Cine o fi omul de colo, domnule diriginte? Care? Acela care își învârte privirea prin piață? Mi se pare cunoscut. Ei, drăcie, e fostul contabil Kohak. Da, da, da. Știi, dumneata, acela care s-a căsătorit cu Aniuta Broșcova? Da, 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 da. Da, da, două blocuri de locuințe la Praga, bogătaș mare... Hei, domnule director general, nu vii cu noi? Bună ziua, domnii mei. Ce mai faceți, domnule farmacist? Da, dumneavoastră, domnule diriginte. Ia te uită. Eu, noi vă rugăm să ne iertați. Știți, noi am crezut... Că sunteți domnul Kohak din Praga. Da. Directorul general.
dar acum ne-am dat seama că ne-am înșelat. Vă rog să ne iertați. Și grozava asemănare, iertați-mă. N-am ce să iert, Nu v-ați înșelat cu nimic. Eu sunt, într-adevăr, Leopold Kohak. Și nu văd de ce n-aș fi. Bună glumă, nimic de zis, domnule. Într-adevăr, asemănarea e nemaipomenită. Dar ținuta dumneavoastră... Domnule diriginte, eu sunt Kohak, Leopold Kohak. Nu te supăra, stimate domn, dar eu o socotesc că e o chestiune de prost gust să-ți bagi joc de doi oameni în vârstă. Domnule farmacist, eu... Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Kohak. Am stat de vorbă cu dumnealui acum două luni la Praga. Bineînțeles, am stat de vorbă amândoi în piața Vaclav. Păi unde în altă parte se întâlnesc oamenii la Praga decât în piața Vaclav, nu-i așa? Iar domnul Kohak, pe câte știu, e de o vârstă cu mine. Da. Și are părul încărunțit. Eu sunt Kohak pe cinstea mea, prietene. Ei, poftim, îmi mai spune și prietene. Dumneata ne socotești probabil niște prostănate. Dar vă asigur, domnule diriginte și domnule farmacist, dacă vreți, vă jur că eu sunt... Un șarlatan! Asta ești! Să mergem, domnule diriginte. Frăcău ăsta ar trebui băgat la pușcărie. De muncit nu muncește, se dă drept altul și cine știe, poate mai și fură. Cel mai bine ar fi să atragem asupra lui atenția jandarmului. Da. Nu știu ce se întâmplă aici. Eu sunt totuși Leopold Kohak. Leopold Kohak. Sunt sau nu sunt? Hei, tinere, nu mai arde gazul pe aici și caute-te un tinte. Înțeles? Cum îți permis să-mi vorbești astfel, domnule jandarm? Am deranjat pe cineva? Las că știu eu. Domnul farmacist Kozel mi-a spus să se prezența dumitale. Dumneata pretinzi că ești directorul general Leopold Kohak din Praga? Nu pretind, așa este. Gata, marș! Cu tine am terminat. Și întinde-o cât mai repede din rata e. Că de nu te arestezi și o să zaci la răcoare până să o trece pofta să te mai ții de zloave. Înțeles? Uite ce e pe mine să nu mă iei așa. Ia mâna de pe mine, te rog. Ia mâna de pe mine. Și șterge-o. Cum văd, ești o pomă bună. O să mă duc să mă plâng. N-ai decât. Nu te oprește nimeni. Acum să ia picioarele la spinare și te văd cât mai repede dincolo de poarta orașului. Înțeles? Că dacă mai ciripești o vorbă, îți ard una între coaste, deci iau piuitul. Cu haimana legatine o termină repede. Înțeles? Iată-mă, sunt iar la tine, râul meu drag. Ce zici tu de povestea asta? Cumplit, nu-i așa? Doi vechi prieteni, ne duceam mereu împreună la un sfert de vin. 7 ani în șir ne-am văzut zi de zi. Și acum se fac că nu mă cunosc. Ba mai mult, îl pun pe jandarm să mă izgonească din oraș. Dar eu sunt totuși Leopold Kohak. Și pentru nimic în lume nu sunt stare să pricep de ce acești oameni nu vor să mă cunoască. Cumplit, nu-i așa? Ce părere ai? Ia uite, în oglinda apei tale văd un chip de om. Păcat că se întunecă. Cine-o fi? Cum? Eu? Nu. Glumești, iubita mea. E cineva care îmi seamănă. Asta e adevărat, dar e cu 20 de ani mai tânăr. Mă auzi, cu cel puțin 20 de ani. Vorbește, apă dragă, vorbește, Sazava, te implor, spune-mi ce se întâmplă cu mine. Hei, tinerețe! Da, acum desrușesc totul. Nu-mi cape nicio îndoială, sunt ochii mei, gura mea, părul meu, dar negru, dar sunt totuși eu, am întinerit. Sazava, iubita mea, Sazava, m-ai fermecat. Hei, tu de acolo, ce ții pe aici ca un bibor? Cu mine vorbiți, domnule? Păi cu cine altul? Ții pe aici ca în cutru și-mi sperii toți peștii. Trebuia de aici de acolo în barca de submarin, nu-i așa? Păi cred și eu că sunt în barcă. Unde aș putea să fiu în altă parte? Pe dumneata însă aș fi bucuros să te văd pe fundul apei, scandalaciule! Nu te supăra pe mine, domnule pescar. Uite, pornesc în not spre dumneata. În câteva clipe sunt acolo.
ce-i cu dumneata? Ai nebunit? Nu vezi? Te băci că prostul în undița mea. Pleacă de aici, că dacă nu intru cu partea în capul lui tare. Stai, stai, nu te grăbi, trebuie să-ți vorbesc. Trebuie să spun ceva foarte important. Ce? Ai văzut pe cineva? Vine jandarmul? Vorbește odată, omule. Să ai răbdare să mă urc și eu în barcă. Stai, uite, așa, ajută-mă. Așa. Uf, să-mi dau sufletul în alta. Păi te cred, dacă ai notat ca la concurs. Și acum spune-mi repede ce s-a întâmplat. Ai ghibrituri? Am. Și ce-ți fac cu ele? Ia-te-mi repede cutia, așa. Mulțumesc. Cum aprind, te uiți cu atenție la chipul meu. Acum. M-am uitat. Și ce-i cu asta? Câți ani îmi dai? Păi ce-mi pasă mie câți ani ai dumneata? Ia pleacă de aici, omule. Stai, nu e nicio glumă, e vorba de un lucru foarte serios. Câți ani îmi dai? Uf, că pisălog mai ești, omule. 20, bine? Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta? Mulțumesc, prietene, îți mulțumesc mult. Ce te prostești, aiuritule? Auzi, dumneata, urluiarcă și dumnealui mă strânge în brațe și mă scutur ca un zevzec. Dar ce sunt eu de-am ajuns bat jocura dumitale? La revedere, domnule pescar! Dorește-ți mai bine altceva! Că dacă te mai prind o dată pe aici, nu mai scap tu teapăr din mâinile mele! 20 de ani! 20 de ani! Trebuie să ajung în orașul meu natal. Mă simt puternic, sănătos. Am să caut de lucru, am să muncesc. Acasă. Acasă la Jdiar. Anička. Ienk. Anička. De sunt ziene nicio fată și niciun băiat n-are voie să stea singur. Da. Vino aici, lângă mine. Am amețit de cap de mirasma pădurii. Lampa ce m-a luminat din codru zboară. Noapte albă, înflorind cu aur feriga. Hei, lună! Lună, zboară sus, mai sus și arată-mi unde dragul meu. Dragul meu așteaptă în această clipă. Tinerețea mea! Tinerețea mea! O seară plăcută la toată lumea. Iertați-mă, nu vreau să vă stânjenesc. Azi nu trebuie să rămână nimeni singur. Îți mulțumesc, domnișoară, pentru gingășie. De unde vii, prietene? De la Mladeiov? De departe am venit, prieten, să vă aduc vestea că râul, pământul și codrii cântă cu voi. Că tinerețea voastră are în această zi dreptul să se veselească. Că luna deasupra munților cântă cu voi. Că toți arbuștii și arborii și florile și casele vor să danseze, să danseze. Și întreaga lume se avântă în tact, căci azi e noaptea fermecată, e noaptea fericirii, a râsului fără tristețe, fără mânie. E noaptea voastră, noaptea noastră, noaptea tinereții. Fii binevenit printre noi, ești prietenul nostru. S-a întunecat, uitați-vă, luna se oglindește în apa râului. Spune-mi, te rog, domnișoară, dar fără supărare, îmi pot îngădui să stau mai aproape de dumneata? Orice îți pot îngădui, numai să nu pleci. Hei, să-l ospătăm cu toții pe noul venit. Să se simtă la noi ca acasă. Să-i dăm tot ce avem. E tare drăguț și atât de tânăr. Ce-ar fi să-i culegem flori? Sau să-i aducem fraj? Nu. Emma dintre noi, cea mai frumoasă, să-i dau o dulce sărutare. Da, Emma să-l sărute. Da, să mă sărute. A doua zi dimineață, Kohak intră în Jdiar și se duce direct la fabrica de amidon, unde în urmă cu 40 de ani își începuse drumul său în căutarea pâinii de toate zilele. Ce să fac cu dumneata? Ce școală ai? Am școala comercială, domnule șef, și scriu frumos. Ia scrie ceva. Poftim. Mergi. Câți ani ai? Am 20, mă rog frumos. Da, 20. Tinerel, nimic de zis. Ești angajat, băiete, și pentru început îți dau 300. 300? Domnișoară Emma! Da, domnule șef. Uite un nou funcționar în biroul nostru. Arată-i, te rog, ce și cum.
Bună dimineața, domnișoară Emma. Bună dimineața, domnule... Kohak, numele meu e Leopold Kohak. Iar eu sunt Emma Kalinova. Pare bine, domnișoară. Noi doi ne-am mai văzut, nu-i așa? Despre asta să nu mai vorbim. M-aș simți rușinat. Dar dumneata n-ai nicio vină de cele întâmplate ieri. A fost noaptea sânzienelor și asta nu e o noapte ca toate celelalte. Uneori oamenii se lasă furați de buna dispoziție și se comportă ca niște trăzniți. Dar a fost frumos, nu-i așa? Te rog, despre asta să nu mai vorbim. Ce mâini frumoase, domnișoară Ima, și catifelate. Să nu-ți închipui că aici nu se muncește. Câteodată e atâta zor că trebuie să faci de toate, până și lăzile să le car și să le rânduiești. Nu-i nimic, totul e să fiu mereu în preajma dumitale. Mai întâi o să-ți dau să copiezi niște facturi. Fii bun, te rog, și dăm registru. Da. Nu, ce faci, domnule Coa? Am vrut să-ți mânghii mâna. Da, gândește-te la facturi și nu la mâna mea. Pune, te rog, dosarul de facturi în presă. Da. Părul dumitale e negru ca afina. Pe urmă presa se strânge bine. Și lucios ca oglinda râului miez de noapte. Registrul se lasă în presă cam o jumătate de oră. E de ajuns. Nu e de ajuns să te văd numai la birou. Ce faci de seara, domnișoară Ima? Nu vii pe promenadă? Da, cum văd, dumitale, nu-ți arde deloc să muncești. Iar șeful o să se supere că nu ești în stare să copiezi niște facturi amărâte. Vii? Poate, să vedem. Dar dumneata ești un naiv, domnule Kohak. Eu una nu ți-aș da mai mult de 15 ani de vreme ce vorbești atât de pripit și de împrăștiat. Nu, eu am 20 de ani și mai mult n-am voie să întineresc. N-am voie. Nu-ți e teamă. Hai să îmbătrânești, prietene. Adevărat? O să îmbătrânesc? Șeful! Ei, cum merge cu băiatul nostru, domnișoară Ima? Cred că o să meargă bine, chiar foarte bine. Excelent, domnule șef. Bravo. Lucrează, băiete. Da. Ești tânăr, într-o zi vei putea ajunge contabil șef? Sau chiar director? Da. De ce nu? Te însori cu o fată bogată, te muți la Praga, vei avea acolo cel puțin câteva case, soția dumitale va primi oaspeți și așa mai departe. A? Ce zici? N-ai vrea să faci o asemenea carieră, tinere? Nu. Pentru nimic în lume, domnule șef. Pentru nimic în lume n-aș mai face asta. Ce-o fi gândind acum Aniuta, nevastă mea? Oare mă așteaptă? Mama, liniștește-te, zău. Sunt sigură că s-a întâmplat o nenorocire, Helen. Da. Am plecat într-o zi de 13 și era vineri. Vineri, Helen. Crezi că papa s-a necat mare, mama? Nu. Autoritățile au constatat că nici măcar n-a ajuns la mare. Cum? Cine știe ce-o fi cu povestea asta, misterios, nu-i așa? Da. Dar unde a coborât? Și de ce a coborât? Și ce s-a întâmplat cu el? Cine știe, poate că i s-a făcut rău și atunci l-a dat jos din tren și a rămas într-un oraș în Ceia. Dar de ce n-a scris? De ce nu știu nimic despre el? Telefon. Alo? Cine? Da? Cine? La telefon, doamna Kohakova. Aici postul de jandarmi al orașului Ždiar pe Morava. Vorbește plutonierul major Vaniec. În urma cercetărilor făcute de organele noastre s-a constatat că dispărutul Leopold Kohak a sosit în orașul Știar pe Morava și s-a angajat ca funcționar la fabrica de amidon din localitate. Cum? Angajat? Amidon? Ai auzit, Helenca? Papa a salariat amidon. Ce rușine! Director general în retragere și angajat ca salariat într-o fabrică de amidon. Nu, gata, Helenca? Gata? Pregătește-te! Da. Plecăm imediat la Ždiar! Da, mă! Haide! Bună ziua, domnișoară! Bună ziua! La dumneavoastră lucrează ca salariat domnul Leopold Kohak? Da, distinsă doamnă! Vreau să-i vorbesc, unde e? Jos în depozit, distinsă doamnă! Rânduiește lăzile! Lăzile? Da! Ai auzit, Helenco? Da. Rânduiește lăzile! Doriți să-l chem? Nu! Ne ducem noi la el! Pe aici, vă rog! Pe unde? Pe scară în jos, pe scară. Și la stânga, pe scară. Bonita. Da. Bună ziua, băiete! Fii bun și cheamă-l pe domnul Kohak. Mi s-a spus că rânduiește lăzile. Aniuta! Ce-i cu tine aici? Eu sunt Kohak, Leopold al tău. Uite ce e, tinere! Lasă-te de glume proaste și cheamă-l imediat pe domnul Kohak. Helenca, fetița mea dragă, ce mai faci? Băi, nu știu ce se întâmplă cu mine. Cine ești, neata? Liniștește-te, Aniuta, eu sunt Leopold Kohak, soțul tău. Oare nu mă mai recunoști? Ajutor! Mama, Aleșina, să-ți fie rușine!
rușine, tinere! Uite ce ai făcut cu gluma dumitale brutală! Mama, trezește-te! Ajutor! Elenca! Elenca! Îți interzic să-mi spui astfel și plec odată de aici. Dumneata, ești un nebun, pricepi? Ia jandarmii din știa, sunt bun de dus înapoi la moc! Mama, mama, vino să fie, mama! Elenca, unde sunt? Domnișoară! Domnișoară! Mă, te rog! Mama, te simți mai bine? Mama! Bravo! Mama! Spune-mi, te rog, domnișoară, cum îl cheamă pe tânărul acel obraznic? Leopold Coha, distinsă coniță. După spaima cu tânărul ștrengar din știar, domnul Leopold Kohak, director general în retragere și proprietar a două imobile în Praga, a fost declarat mort în mod oficial, apoi tot în mod oficial a fost deschis testamentul său, care glăsuia astfel: tot ce va rămâne din mine să fie incinerat și depus într-o urnă la cimitirul din Ștear, acolo unde sunt înmormântați părinții mei. În ziua următoare, era într-o duminică, un convoi de automobile porni din Praga pe șoseaua Nemețki Brod, ducând urna cu rămășițele defunctului și îndoliată asistență spre micuțul orășel Ștear. Aș vrea să facem nunta într-o duminică. Ce zici, Poli? Da, Ema, duminica e o zi frumoasă. Așadar, de azi, într-o lună. Cum? Abia peste o lună? De ce? Astăzi? Azi nu se poate. Se spune că azi o să avem aici o înmormântare simandicoasă, un grangur mare, de la Praga. Trist eveniment înmormântare. Un oarecare domn Kohak. Cum? O rudă de-a ta. Kohak? Da, și îl mai cheamă și Leopold, întocmai ca pe tine. Nu e rudă cu mine. Dar uite, dacă vrei, putem merge la această înmormântare. Să ne uităm de departe, peste gardul cimitirului. Vrei? Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi profund întristați și îndurerați. Directorul general, Leopold Kohak, s-a stins din viață în împrejurări tragice, în plină prospețime fizică și spirituală. Prospețime fizică și spirituală, frumos, nu-i așa? A părăsit căminul conjugal pe care l-a iubit mai presus de orice. Soțul exemplar și tatăl fără cusuri și-a întristat pentru prima și ultima oară familia mult îndrăgită. Vezi, alea de acolo sunt soția și fiica lui, sărăcuțele. Dar nu-i nimic, uite ele, domnul director general le-a lăsat cu siguranță o avere frumoasă. Cum pot vorbi așa, Polic? Cine stă să se gândească la bani în asemenea momente? Cu râvnă și sârg a adunat bunuri importante. Ai dreptate, cine să se gândească la bani în timpul înmormântării? Dar bunurile pe care le lasă soției și fiicei sale nu-l pot înlocui pe soțul exemplar și pe tatăl fără de cusur, care a fost Leopold Kohak. De ce se vorbește atât de mult despre aceste bunuri? Cât de mult l-au iubit cu toții. Cât de mult l-am iubit noi toți cei de față care l-am cunoscut de aproape. Cine o fi acest vorbitor? Trebuie să fie cel mai bun prieten al răposatului. Leopold, prietenul meu cel mai scump, ce durere ne-ai pricinuit cu dispariția ta. Îți vom păstra pentru totdeauna, scumpe prieten, o luminoasă și nepieritoare amintire. În această clipă, cea mai tristă din viața noastră, ne aplecăm cu durere și jale asupra urnei în care se odihnește cenușa ta. De ce plângem? Mi-e milă de bietul dispărut și de urmașii lui. Și suntem încredințați că sufletul tău pătrunde în această clipă într-o viață nouă, într-o viață mai frumoasă decât a noastră. În libertate!
Libertate! Liniște, vă rog. Are dreptate. În definitiv, în mormântarea asta nu mă privește pe mine. Știi, Emma, eu nu mai sunt eu. Nu te înțeleg. Eu m-am pierdut. Simplu, nu mai sunt. Acum nu mai există decât Poldic și Emma. Și asta nu-ți ajunge? A, iuritul meu. Ajunge. Ia te uit. O cunună de margaret. Văd în părul tău negru și lucios. Și nu vrei să le întreb nimic? Vreau, uite, vreau. Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește? Nu mă iubește? Mă. E adevărat că mă. E adevărat că mă. Vreau să fii soția mea, Emma. Luna ne privește printre nori. Eu acum am 300. Apa râului sclipește și se leagănă stelele. Și tu ai 400. Știi ce? Eu o să cer să-mi mărească leagă. Și chiar nu vrei să devii contabil principal? Mai târziu să pleci la Praga, să te însori cu o fată bogată și să devii mare director și proprietar de bloc? Nu mai vreau. Va să zic că ai vrut odată. Da, odată am vrut. Dar s-a întâmplat o minune și... Și dacă se mai întâmplă o minune? Nu, draga mea, una mi-a fost de ajuns. Nu, în viața oricărui om ajunge o singură minune. Două sunt prea mult. Iar acum trăiesc ca într-un vis în care mi-a mai rămas doar o teamă. Care anume? Să nu mă trezesc. Ați ascultat Apa Vie de Iosef Toman, traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Kohak, Ion Caramitru, povestitorul Radu Beligan, artist al poporului, Aniuta, Tamara Buciuceanu, Helenca, Diana Lupescu, valetul Alfred Demetriu, Osmerca, Virgil Ogășanu, dirigintele George Oprina, farmacistul Nicolae Grigore Bălănescu, Emma Mariana Buruiană, jandarmul Victor Strengaru, pescarul Mihai Mereuță, directorul Constantin Dinulescu, vorbitorul Mircea Șeptilici, fata Janin Stavarache, băiatul Florentin Dușe. În alte roluri, Marcelina Jugureanu, Sergiu Demetriad, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.